expresiile astea? Pentru că dacă pun un titlu, nu pun întotdeauna la predică, dar îmi place să-l pun din Biblie. Știți unde scrie în Biblie expresia asta, lumea veche? Hai să vă citesc. În a doua Petru, capitolul 2, spune în versetul 5, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu lumea veche, ci a scăpat pe noi. Hai să dăm o fugă pe acolo. Ați auzit toți de potop, nu? De corabia lui Noe. Trecuseră, dragii mei, dacă vă plac socotelile și istoria, 1600 de ani de când a făcut Dumnezeu pe om, pe Adam și pe Eva pe pământ. Ați auzit, copii, da? De protopărinții noștri, Adam și Eva, primul băiat, Cain, Abel, Seth și așa mai departe. Și în sutele astea de ani, oamenii s-au pornit la rele. Mai întâi a fost o neascultare a lui Adam și a Evei. Apoi, copiilor, Cain și-a permis să-l omoare. Mai târziu scrie despre urmașii săi că au omorât unul pe Cain, la rândul lui a fost omorât de un strănepot. Apoi scrie din urmașul lui Cain că și-a luat două neveste. Scrie în Genesa, capitolul 4, că și-au pornit pe distracție, s-au inventat instrumente muzicale, a fost, să o numim, prima revoluție industrială, s-au format unelte de fier și iată ce spune Scriptura despre lumea de atunci. Genesa 6:5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis: am să șterg de pe fața pământului pe om pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la tărătoare, până la păsările cerului, îmi pare rău că i-am făcut. Versetul 11. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de sâlnicie. Știți ce înseamnă sâlnicie? Ca și la Lot, în Sodoma. Nu doar că oamenii făceau rău, îi sileau și pe alții să facă rău. Erau foarte abuzivi. Și scrie aici, Dumnezeu s-a uitat spre pământ și pământul era stricat și animalele stricaseră calea. Orice făptură și-o stricase. Atunci Dumnezeu lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă au plut pământul de sâlnicie, am să-i nimicesc împreună cu potopul. Și spune Dumnezeu lui Noe, tu să-ți faci o corabie, eu spus cum să o fac, vă amintiți ce dimensiune avea? Hai să vă citesc. Versetul 15. 300 de cozi lungime, asta înseamnă 150 de metri lungime, ca un vapor mare. 50 de cozi lățime, asta înseamnă 25 de metri, și 30 de coți înălțime, 15 metri de înaltă. I-a spus cum să o împartă, să adune acolo provizii. Și câte zile a plouat pe pământ? Cine știe? Copii, câte zile a plouat pe pământ? Potopul cât a ținut? 40 de zile a tot plouat într-una și 40 de nopți. Dar n-a fost așa o ploaie cu țărita. Scrie că s-au deschis stăvilarele cerului și zvoarele adâncului. Apa venea și de sus și de jos. Că doar Dumnezeu poate să creeze apă, că El le-a creat pe toate. S-a ridicat apa, atunci s-a modificat. Vă rog să numai la o inundație. Știu când a fost în județul Bacău și-a schimbat râul Trotuș Albe. Au mers pe la partea asta a satului și numai de la o inundație, de vreo 2-3 metri, s-a dus apoi pe dincolo prin sat. Da, când au crescut toate mari, tot s-au format văgăuni, văi. Nu a fost așa de prăpădit pământul cu acum tot rupt și... Dar de la potop s-a stricat tare. La Polul Nord se găsesc și acum animale înghețate acolo, cum au venit apa peste ele, au murit. Și apoi a dat Dumnezeu frică, a oprit apa acolo, că le frică acum la oameni că se dezgheață și vine apa pe noi. Și Dumnezeu a nimicit totul.
Și când muncea Noe pe corabie, era o poezie, n-am auzit-o de mult din tinerețe, cum veneau oamenii și se râdeau de noi și avem noi o cântare. Cu Dumnezeu în fiecare zi așa umbla și noi în lumea veche, ca doi prieteni pribegind pereche. Și toți râdeau de el atunci în voie. Ce-i cu tine, moșul noi, a spune noi, nu? Zice versul, dar n-am ajuns sub primul curcubeu decât acei care umblau cu Dumnezeu. Mările lui. Măriți să fie numele lui. Amin. Și-o fi bătut joc de el. Ce faci, omule? Faci vapor pe uscat? Și veneau animalele, vorba cuiva, ca și coronate de la Consiliul Popular, tot cât te dau o pereche, așa. Am intrat în corabie, noi cu trei băieți, nevasta și trei nurori, 8 persoane în total. Și Dumnezeu a închis ușa, a început ploaia, poate o zi, nu s-o temut, poate două, dar când s-o făcut 9, și la 29 și până la 40, mi-a plăcut vorba unui predicator, a zis, dacă atunci când a început să crească apele, punea Noe pe corabie o etichetă, cum avem noi acum, de vânzare, câți bani căpăta pe ea? Păi, înainte de a veni apa, dacă o punea de vânzare, nu mai trebuia la nimeni, că lemnul te încuit cu smoală, probleme și la foc. Dar după ce a ieșit apa, ei, tot aurul din lume l-a adunat. Ca Iosif, când a venit foamea în Egipt, când și-o găta grâul, s-a dus cu bănuții. Și când s-o găta bănuții, dă-ne foame. Că omul, zis Satana, Satana știe, scrie eu, 2 cu 4, că omul dă tot ce are pentru viața lui. Numai că e o problemă, dragii mei, dacă își pierde omul sufletul, Domnul Iisus, că ce mai dă? Nici lumea toată nu-i de ajuns să-ți mai răscumperi sufletul. Ei, când mi-a fi părut de rău la oameni, au pierit cu toții printr-un sfârșit năprasnic, pierduți într-o clipă, cum zice Psalmul 73, și s-au dus cu toții. Asta a fost lumea veche. Și oamenii care bajocoresc că nu se gata lumea, că e tot așa, ne zice Petru, mai, voi știți că s-au mai gătat odată? Faceți apel la ce s-a întâmplat atunci. Că Dumnezeu e stăpân. Mările lui. Face tot ce vrea în cer și pe pământ. Scrie în Daniel 4 că a fost un împărat mare, Nebucadnețar. Îl găsiți în istorie sub numele de Nabucadanasor. A domnit între anii 604-562. Mare rege al Babilonului. Și într-o zi s-a făcut o ședință în cer, scrie în Daniel 4, și-au discutat și-au zis, e un copac mare pe pământ, crede că toate depind de el. Să se coboare cineva și să taie copacul. Dar se lase trunchiul așa în pământ, să lege cu lanțuri 7 vremi, ca să știe că nu de jos se guvernează pământul, de sus. Și împăratul zice, ce înseamnă asta? Și a tâlcuit profetul, ăsta ești tu. Și îi spune, vă citesc versetul 27 din Daniel, din capitolul 4. Ce sfat frumos i-a dat prorocul. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale. Că dacă s-o decis în cer, Dumnezeu te mai lasă o vreme și ia măsuri. Rupe-o cu nelegiurile tale, ai milă și nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. N-o ținut el cont, împăra, făcea ce voia. Scrie în Daniel 5 că lăsa cu viață pe cine voia și omora pe cine voia. Nimeni nu putea lua la rost. Era monarhie absolută. Și peste un an se plimba, ați auzit din minunile antice, grădirile suspendate din Babilon, se plimba pe acolo. Spunea, ăsta l-am zidit, orașul ăsta, cu tot ce are, spre slava mea. Și nu mai vine un înger din cer. Îi deșurubează două siguranțe de la cap. Și își pierde puțin din minte, un fel de boală foarte rară întâlnită, în care dacă îl prinde pe vreun om, nu se mai simte bine între oameni, se duce între animale. Și umblă pe acolo, în patru labe ca ele. Zice, află împărate că ți s-a luat împărăția.
Păi și a doua zi vin sfernici la birou, nu-l mai găsesc pe nebucanițar, unde ăsta? În grădină, a fost și pe pădure. Ce-i cu el? Hai înapoi! Ce știți voi? Aici e bine. Grăit-o fi atunci, nu grăit, nu știu. Și după 7 vremi, a venit un înger și îi spune siguranțele înapoi. S-a dus Dumnezeu și a vorbit cu oamenii aceia care erau pe acolo, boierii lui, să ne gândim noi. Ei, dacă regele e viu, uite că a venit aici aproape de palat, hai să vorbim cu el. Măi, dar înțelept ca înainte, eu veni mintea la cap, măi. Ne temem de el să-l omorâm, ăsta e puternic. Și l-a pus înapoi pe tron. Și când s-a fost pe tron înapoi, a scris către toți oamenii. Zice aici în capitolul 4, de la versetul 2, am găsit cu care să fac cunoscut semne și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu față de mine. Versetul 35, asta vă citesc ca să știți cât e de stăpân Dumnezeu. Mărire lui! Vedeți oamenii acum pe pământ, președinți, împărațuri, nu vor să știe de Dumnezeu. Și când ei fac hotărâri și se va ridica pe pământ un împărat care se va răscula împotriva lui Dumnezeu, știți ce face Dumnezeu în cer? Credeți că face ședințe, spune, măi, ce-i de făcut, mă, îngerilor, că ăștia vor să ne bombardeze, fac bombe de lungă distanță, vor să tragă după noi. Scriem Psalmul 2 că Dumnezeu râde de ei. Că pentru Dumnezeu toți oamenii sunt numai cât praful de pe cumpăna fântânii. Toți locuitorii pământului sunt nimic înaintea lui. El face ce vrea cu astea cerul și cu locuitorii pământului. Și nimeni nu poate sta împotriva mâniei lui, nici să-i zică, ce faci? Face ce vrea în cer și pe pământ. Așa scrie în Psalmul 15. Și după ce o trăit lecția asta, zice, mi-o stăi 7, acum eu de Bucadnețar laud în nau și slăvesc pe împăratul cerilor, toate lucrurile sunt adevărate, toate căruia sunt drepte, și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Așa a smerit Dumnezeu toată lumea de atunci. Da, aceia s-au dus, potopul a trecut și de la potop până acum știți câți ani sunt. Apoi dacă potopul a fost la 1600 de la Adam, asta înseamnă 2400 înainte erei noastre și cu 2000 de la Domnul Iisus, în urmă cu 4400 de ani. Și iată că Dumnezeu a tot lăsat lumea asta și oamenii zic, că tot așa rămâne. Și Petru zice, nu rămâne tot așa. Aia a fost lumea veche, asta e lumea de acum și este lumea viitoare. Știți că expresia asta este în Biblie? Hai să vă citesc. Scrie la Evrei, la capitolul 2, citesc cuvinte ale Scripturilor, dragii mei, versetul 5. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare. Cine vrea să ajungă în lumea viitoare? Întâi să vă spun ce se alege de asta de acum. Am citit din Petru. Vă citesc încă o dată așa. A păsat când o să se anunțe, scrie în Apocalipsa că o să vină distrugeri enorme, să moară câte un sfert din populația globului, soarele să ardă de 7 ori mai tare, să se îmbolnăvească toți oamenii. Am fost nu de mult undeva în Ardeal și o soră în vârstă ne povestea că am grijit de o altă soră mai în vârstă și la un moment dat a crezut că e plecată de pe pământ, a venit o doctoriță, măi, are puls, n-are. După câtva timp, sora își revine și spune, ce-a fost cu tine? Zice, am fost dincolo. M-am întors un pic înapoi. De ce e acolo? No. O, nu se poate spune. Și sora asta care a discutat cu ea zicea, dar spune, fă-ne comparație cu ceva ce e pe pământ. Ce comparație să o fac? Aici e lut. Dar ce avem noi lucruri frumoase? Ce lucruri frumoase? Că-s de lut. Ce nu se poate povesti ce e dincolo? Pavel Apostol scrie în 2 Corinteni 12 că a fost și el și a zis că nici nu-i voie să spui ce e acolo. Nici nu se poate spune. Și zice abiata soră, zice, mi-am văzut castelul, așa loc că am, vă pot caza pe tot, nu ați ajuns acolo. Și spune la sora, ți-am văzut și e partea ta de moștenire, nu-i de parte de a mea. Asta a fost câțiva ani în urmă.
Zice, da draga mea, eu nu-i mai prinde. Dar pe pământ să știi că vine o ciumă pe tot pământul. Aceeași ciumă. Zice, după ciuma aceea, vine un război greu și o să moară mulți. Dar Biblia ne spune că o să fie prăpădită lumea de tot. Nu mai rămâne nici Carpați, nici Oltenia, nici Ardealul. Măi, căutați, Biblia scrie că munții se împrăștie și insule se mută de la locul lor. Soarele se întunecă, cad stele pe pământ. Ar fi un fel de cazan, așa, ca la turnătorie. Că lumea de atunci a fost omorâtă, uciși cu apă, dar de apă, apa s-a tras. Dar acum va fi nimicit totul cu foc. Și ascultați cum, vă mai citesc o dată. Cerurile vor trece cu trosnet. Ma de un trăsnet, uneori de un fulger ne îngrozim, așa-i? Așa-i. Trupurile cerești, adică stele, se vor topi de mare căldură și pământul, tot ce este pe el, va arde. Toate se vor topi de căldura focului. Când? Zice aici, ziua Domnului se va veni. Rețineți ce vă spun. Trecerea din lumea aceasta în lumea viitoare se va face în ziua Domnului. Atunci când Dumnezeu se va judeca cu toți cei răi și când va mântui pe toți cei plăcuți lui. Asta spune și Apostolul Pavel, vă citesc din a doua Tesaloniceni, capitolul 1. Mă bucur că ați venit și câțiva tineri aici, să țineți și voi cont că voi sigur prindeți în viață lucrurile acestea, că iată cât e destricată lumea asta. În 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 6. Dumnezeu găsește că e drept să dea întristare celor ce vă întristează și să dea odihnă vouă, care sunteți întristați, la descoperirea Domnului Iisus din cer cu ungerii puterii Lui. Auziți cum va veni? Într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Și zice Ioanid într-un vers, în fața slavei sclipitoare, în ceasul lumii cel mai greu, acei ce au dat pe sfinți la fiare vedea vor forța creatoare. Eu, dea Domnul și tu. Voi șopti cu adorare, e Tatăl meu. Mările Lui! Va fi, dragii mei, ca și când a scos Dumnezeu pe evrei din Egipt. Știți ce a făcut, nu? Cu 10 plăci a pedepsit Egiptul. Recoltele, animalele, apele, oamenii și în Gosen la evrei, nicio pedeapsă. Evreii au trecut frumos prin Marea Roșie, egipteni, i-a acoperit apa, este o cântare frumoasă, știți, cu gândul dus la Marea Roșie, acum și-l văd pe Moise conducând pe Israel. S-au temut evreii în față marea, în spate sunt egiptenii cu armată, ei nu aveau armată, că erau niște robi eliberați peste noapte. Știți ce a zis Dumnezeu, scrie în Exod 14, ce vă vă uitați? Stați liniștiți, e treaba mea să mă descurc. Dumnezeu a pus așa un nor pe de-o parte luminos, pe de-o parte întunecos, a bătut vântul, așa să se uște. Doar sub apă e maștină, nu? E umed. Și au trecut evreii și când au încercat să treacă egiptenii, au venit o armată de îngeri, au scos roțile de la car, s-au împotmolit. Și cum zice aceeași cântare, se luptă să scape zadarnic orice trudă, că s-au înnecat. N-a mai scăpat niciunul și evreii s-au văzut dincolo pe țărm, robia în urmă, Egiptul dincolo de apă și dușmanii mulți acolo. Dragii mei, lucrurile acestea vor veni. Credeți? Ori sunteți ca batjocoritorii care zic, da, de unde că lumea asta mai ține? Dragii mei, vedeți câte se pot întâmpla și cum și oamenii deja se tem? Dar vin cu o întrebare în fața dumneavoastră.
De ce vrea să distrugă Dumnezeu lumea asta și să aducă alta? De ce? Prima lume, aia veche de la potop, de ce a distrus-o? Pentru că erau din calea afară de păcătoși și le-au pus numai pe făcut, pe a avea, a se distra și păcate din plin. Și-a zis Domnul Iisus, să vă citesc din Evanghelia după Luca, din capitolul 17, cuvinte care se vor împlini întru totul. Luca 17, vă citesc de la versetul 26. Ce s-a întâmplat în ziua lui Noe, se va întâmpla la fel și în zile Fiului Omului. Mâncau, beiau, censurau, se măritau, până ziua când a intrat Noe în corabie, a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în ziua lui Lot, se va întâmpla Edoma, oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, a treabă toată lumea. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi în ziua când se va arăta Fiul Omului. Ce va fi în ziua aceea? Sfinții vor pleca de aici cu aripi noi și cei din morminte vor răsări și se vor duce să-și ia în primire veșnicia. Iar ceilalți vor rămâne sub prăpăd și sub pedeapsă eternă. M-am gândit, dragii mei, ce v-am întrebat pe voi. De ce va fi nevoit Dumnezeu să prăpădească lumea aceasta? Că e îndelung răbdător, bogat în bunătate, înseamnă că oamenii vor ajunge la o culme a păcatului. Rețineți! Așa s-a întâmplat și când i-a scos Dumnezeu pe Cananis din țară, a zis lui Avram, scrie în Genesa 15, că oamenii cananiții urmau să fie pedepsiți numai când își vor atinge vârful nelegiuirilor lor. Vă întreb, e stricată lumea zi de azi? Măi, nu-s mai mulțumit să facă toate relele acum vor să facă din bărbat, femeie, din femeie, bărbat. Și până la copiii de 5 ani și ori. Dar ce pricepe un copil de 5 ani? Îi spui două povești că nu vrei să devii tu, zice la un băiețel, să spui nu vrei să devii fetiță. Ce știe, nu? Și părinții n-au voie să-l oprească. Sunt în unele țări, se întâmplă așa ceva. Dragii mei, Dumnezeu va mai îngădui o vreme lumea asta în stricăciunea ei și într-o zi se va scula și va îngrozi pământul. Acum poate vă gândiți dumneavoastră, dar noi nu suntem așa răi, noi nu suntem din ăia care ai zis. Dar eu v-am spus și asta scrie, hai să vă citesc, că poate mă credeți mai ușor din ce v-am zis aici. Cum ar trebui să fim plăcuți lui Dumnezeu? Odată am auzit pe o mamă, avea spre 70 de ani, zice, am avut un singur copil și m-am trudit să-l port în școală, să-l fac dască, dar e bețiv, nici nu s-a însurat, toată viața și-o bău bănuții singur. Și-o înjurat rău pe bețiv, zice, dacă ar fi după mine, aș aduna o garnitură de trenuri și toți bețivii aș îmbarca și iat cu ei. Și iar o înjurat. Și eu zic, auzi, mătușă, de te trimite delegat, vezi că te oprești acolo. Dar de ce, Dăguț? Că nu este alt iad pentru ăia care înjură, numai ăla care e pentru bețivi. Să mai spun o întâmplare, poate v-a rupt să înțelegeți. S-au trezit două femei într-o celulă. Așa, până la urmă, cu sfială, una zice, tu de ce ești aici? Apoi zice, eu am lucrat la o firmă, am înșalat și pentru delapidare, o sumă mare, mi-a prins fiscul și m-a băgat la închisoare. Și a zis, Doamne ferește, n-am înșelat pe nimeni cu 2 lei. Și parcă se trage în colțul celulei, cu cine m-a băgat pe mine în celulă? Cu hoța. Da, hoța, eu fac puțin rușine, cu înșelat, pe patron, da, la a doua se prinde curaj și întreabă, dar tu de ce ești aici?
Păi eu nu m-am înțeles bine cu bărbatul, m-am încurcat cu altul, am avut amant, s-au bătut, s-au omorât. Acum să trage asta în Consiliu. Doamne ferește că nu mi-aș fi trădat bărbatul pentru nimic în lume. Dragii mei, nu contează ce păcat ai. Păcatul aduce moarte. Măi, și eu n-am venit să spun așa simplu că pocăiții după nume intră în rai și care sunt ortodoxi, nepocăiți, merg în iad. Ascultați-mă, vă mai spun o întâmplare și mă întorc la Biblie. Am vizitat într-o zi pe o soră de la noi din biserică, jur Coi Florica. Era bătrână, sărmană, nu mai putea veni la adunare, dar se ruga lui Dumnezeu cu zi cu noapte. Și într-o zi ne-o suna să mergem la ea, zice, azi noapte așa mi-a dat Dumnezeu tărie, n-am avut dureri, dar n-am avut nici somn, m-am rugat de la ora 1 la ora 5. Și la un moment dat, nu știu ce s-a întâmplat, ce-a fost, vis, vedenie, ce-a fost, am trezit că eram pe altă lume, o fericire, un parc, frumusețe de nedescris. Am vrut să nu mai vin înapoi. Au zis, nu, numai să-ți arat te-am adus. Dar hai să-ți mai arat ceva. Și ce m-a dus, nu știu unde, nu știu cât, și am intrat pe niște trepte la un demisol, un miros urât, semi-întuneric. Și pe cine văd? Pe trei surori de la adunare. Măi, suror, ce stați aici, nu departe, e un paradis, e fericire de nedescris. Haideți cu mine, că vă arat unde. Și ele zic, știm și noi, am auzit. Păi tu ce mai stați aici? Nu ne lasă să ieșim. Cum nu mă lasă, vorbesc eu? Am vorbit și noi, dar zice una pe mine, nu mă las că eu mă cer cu bărbatul. Și mi-a spus că vreau mă cer, aici bățim. Alta zice pe mine, nu mă lasă că ești geloasă. Eu, cum să uit o femeie, că el mi se pare că au ceva la oaltă. Mi-a spus că dacă mai zic așa, nu mă lasă, nu mă scoate. Deci a treia, nu mai știu ce o duc cu altă. Și frate, pe dimineața am uitat care au fost cele trei surori. Dar erau de la noi. Dar zice, vine o soră la mine în vizită. Și îi povestesc visul, că mi-era proaspăt în minte. Și în timp ce îi povesteam, m-am amintit că ea era, nu știu, aia cu cearta sau aia cu gelozia. Deci mi-a fost rușine să-i spun, că ea e acolo în beci și eu am raiul. Dar zice, când am gătat visul ăsta, așa e că eu să aia cu supărarea. Și atunci am prins curaj și a zis, tu ești. Băi, dar numai și numai pentru o ceartă să nu te ducă în lumea viitoare să mori aici cu homosexualii? Ascultați-mă ce vă citesc din Apocalipsa, oameni buni. Scrie Apocalipsa, capitolul 21, de la versetul, scrie aici, să vă arat ce e lumea viitoare, cum arată când se așează nou pământ, cerul nou. Cum a zis și Petru, 21 cu 1, am un cer nou, un pământ nou. Cele din tâi, pieriseră, nu mai nici români, nici America, gata. Și am văzut cuvărusă din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care și-a din scaun Domnului și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei, el va fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor, va șterge orice lacrimă din ochii lor, moarte nu va mai fi, nu va fi nici tângâie, nici țipă, nici durere, căci lucrurile din tâi au trecut. Eu fac toate lucrurile noi. Scrie că aceste cuvinte sunt frânce greu și adevărate. Dar cât despre, atenție, cei ce rămân afară, fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii. Măi, mincinoșii bagă cu vrăjitorii la un loc? Când ați mințit ultima dată? Nu v-am mintit, nu, a fost de mult. Doamne, ajută așa să fie, în viață să nu mai mințiți, asta e de la satana, dragii mei. Și mai scrie și aici în 27, nimic întinat nu va intra acolo și ne trăiește în spurcăciune, dar noi nu suntem cu spurcăciunile astea astora de afară, și în minciună. Deci îi bagă pe mincinoși homosexuale, v-am spus, cum eu le mai spun la unii, măi, să nu minți, că te întâlnești cu Anania și Safira. Nu mor toți mincinoșii pe loc, dar acolo se întâlnesc la gata. Iată, dragii mei, cum au zis Petru că ar trebui să fim. Ascultați-mă.
să mă asculte și pocăiții și nepocăiții, să ne verificăm tot. Amin, amin. Că Dumnezeu nu cere registru nici de la mine, nici de la fratele, are registrul lui. Slavă are catalogul lui cu note. Ascultați! Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, și casa, și terenul, și tot. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, oltenilor? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Așteptând și chiar grăbind, lucrând în via Domnului, ziua lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor peri și trupurile cerești vor topi de căldura focului. De aceea, și asta am avut pe inimă să vă spun în seara asta, de aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, adică noi credem că vin, nu ca cei din afară, care bajocoresc, spune că n-a fi nimic, vor vedea aici. Siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui, atenție, fără prihană, fără vină și în pace. Aleluia! Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Să credeți că îndelungă răbdarea Domnului este mântuire. Adică de-aia n-a murit de COVID și încă n-a murit fără, vine focul. Că Dumnezeu a așteptat după mine și după dumneata ale să ne pocăim cu adevărat. Amin. 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 Nu doar așa de formă, nu doar să vă botezați, n-am rezolvat nimic. O zis și eu am botezătorul că de unii veneau numai să fie botezați. O zis, cine vă învăța să cugeți de mâinea viitoare? Credeți că scăpați așa? O zis și eu mă botez, fratele, vă poate boteza, dar ce știu eu ce faceți voi nascuns, nu? Acum de când cu internetul poți păcătui nascuns, poți fi un stricat și nimeni să nu știe, nu? Ieși afară, îți faci cruce, Doamne ajută și tu cumva treci cu dracu în casă. Dar la gata Dumnezeu va zice unora veniți cu mine, altora, duceți-vă cu diavolul în iad, că nu l-am pregătit pentru voi. Dar dacă vă asociați cu el, cu el vă trimit. Doamne. Eu nu trimit pe nimeni la iad, că n-am chei de acolo, am numai de la rai și aș vrea să ajungeți, dragi. Amin. Ascultați-mă bine ce vă spun. Eu mă gândesc că sunteți totuși oameni cât de cât cu frică de Dumnezeu. Amin. Dar satana vrea să vă păcălească cu lucruri de nimic pe unii. M-am gândit cândva la bietul Iuda, ați auzit de care l-a vândut pe Domnul Iisus, da? Cu ce l-o înșela satana? Apoi cu niște bănuți. Mulți o fi fost? Bă, nu mulți, că ucenicii au fost sărași. De unde mulți? Și dacă lua mulți, se prindeau ceilalți, nu? Băi, că lipsă tătă punga, nu se poate. Nu fă mulți bani. Și la urmă și banii eu care l-au vândut pe Domnul i-au folosit? Și m-am gândit bietul de el pentru 20 de lei ori nu se ia. Eu plăc cu bănuți. Îmi spunea Marin Trâncu, păstor de Arad, că era unul care nu-l primeau frații la cină și când s-a dus el acolo să ia de slujbă ca păstor și soția lui auzi să-i dai cinea și la bărbat, pentru că e bătrână, are aproape 90 de ani. Dar de ce nu i-a dat cinea până acum? Că el lui mai place să bea așa puțină palincă, țuică, cum vrei să-i ziceți. Și merge la ei și spune, măi omule, ți-o dat Dumnezeu zile, lasă-te de băutură. Nu mă las. A ajuns de nu mai putea bea decât ceai cu paiul. Și spune la nevastă, bagă și tu. Băi, câte grame am mai băgat, mă? Câți mililitri? Că diavolul te ține uneori cu, așa ca pe surorile alea, cu supărarea, cu gelozia, paltul cu lăcomia, cu invidia, că de ce altul are și tu n-ai. Pocăiește-te că o să ai în rai de toate. Amin. Aici pe pământ oricum te lasă toate. Cum zice poezia, cu ce rămâi de toate spre câte lume alergi? Ce e veșnicie cu tine de aici când mergi? Poți să strângi de toate. Le lași. Îi spune că Alexandru Macedon, când a murit regele acela, aici de la sudul țării noastre, din Macedonia, au cucerit până în India. La un chef, s-au îmbolnăvit. Și-a lăsat două porunci înainte de moarte. A zis să-l poarte medicii pe umeri, de la locul slujbei, cum am zice noi, până la cimitir. Și-a întrebat sfeci, dar de ce să te poarte doctorii pe umeri? Că nu au fost în stare să mă trateze, să mă ducă în spate. Și-a zis, de la trei porunci l-a lăsat, de aici până acolo se împrăște într-una la aur, la pietre scumpe, vrea cine vrea. Se știe toți că din toate lumea le-am adunat să se împrăște pe toți, n-au decât.
Și al treia dorință o să mă îngroape cu mâinile afară din sicriu, cum ce poetul să știe că renumitul împărat, deși o lume întreagă a câștigat din ea, nici o fărâmă n-a luat, cu pumnii goi în groapă mă coboară. Din toată experiența lumii întregi ce o confirmă împărat și regi, e timpul să înțeleg și să înțeleg viața pe pământ, tot se termină, indiferent de rang sau de origină, indiferent că unde te găsești, că e la New York, ori că e la București, cu viața pe pământ totul sfârșește. Amin. Dar ce e mai important, mai de folos, să fie asigurată în Hristos. Amin. Dragii mei, până la un loc toți am fost păcătoși. Băieții ăștia buni de la noi, de la Arad, măi, ăștia toți au făcut ceva păcate. Eu primul cu Anca, la rândul meu, am greșit și eu. Care nu au greșit, măi? Dar să spună de față cu alții, ca să dovedească ei. Că dacă vine unul din altă parte, ne poate spune că e sfânt, dar cu vecinii n-ai curaj, că te auzi, măi, tu ai strigat, da, sigur. Toți am greșit într-un fel sau altul. Dar a venit Fiul lui Dumnezeu să moară pentru noi, pe cruce, dragii mei. Lui. Asta e vestea cea bună a lui Dumnezeu. Vrea să ne ierte? Și mai e ceva. Măi, s-ar putea după ce ne-a iertat să mai greșim. Că ai fost obișnuit de o viață așa să fii bun la gură ca oltenii. Și te-ai pocăit, dar te scapi odată și mai zici una. Și scrie în Biblie că Domnul Iisus Hristos stă la dreapta mării și spune iartă-l că ăsta a fost crescut rău. Dar vrea să se facă un bun. Și dacă tu plângi și îți pare rău, Domnul te iartă că avem un mare preot de sfârșit în cer. Numai să te smerești înaintea lui să-ți pară rău. Și apoi când va veni Domnul, noi care vrem să trăim fără păcat, vrem cu Dumnezeu, fără vină și în pace, vom fi cu El pentru vecii vecilor. Aleluia! Vrei să ajungem în lumea nouă? Amin. Am fost săptămâna trecută, sâmbătă, la Cluj, îmi spunea o soră, zice, m-a sunat, o soră în vârstă, când vii la Cluj îți povestești ceva. Ce frate, ce vis am avut? Înaintea mea era un covor așa pe cusul și se desfăcea așa, cum pășeam. Dar nu se desfăcea așa la sol, cum se desfăcea, se făceau trepte. Și știam că e ziua Domnului. Pe răpirea. Și eu mă urcam și dintr-o dată s-a deschis cerul și văd un cor și așa cântau de frumos. Au zis, surori, dar toate erau mirese, toate tinere. Și ce văd mai încolo pe care am cunoscut sora Ana alu fratele Chitu de la Iazi, au murit mai demult. Mai încoș pe soția fratelui Ștefan Neac de la Logoș. Și ce, în primul rând, ce pe soția ta. Și îmi face semn și spune, sora, hai la noi. E atâta fericire aici, de nu se poate descrie. Și să nu-ți faci probleme dacă treci prin foc. Să nu-ți fie frică dacă treci prin tunel, nu mă grebești să zic că nu-i mult și ajungi. Dar zice, aici n-ajunge numai cine iubește cu adevărat. Că de aceea e fericire aici, că aici toți iubesc. Și o să avea așa, mă descrisea ca femeie, ce niște volănași la haine și cum făcea așa, se făceau așa ca niște bulbuși în aer. Și ea răspândea o fericire și o bucurie. Și când m-am trezit, nu mai puteam de fericire, ce abia apuc să ajung la ele. Vrei să ajungi și tu acolo? Să rămâi aici pe pământ, să te pierzi. Și ce ai să faci când vei vedea că moartea te sugrumă, ce dor? Când tot ce ai rămâne așa, să spar ca o spumă. Orice comor vei fi avut, le vei lăsa pe toate și mai sărac cum te-ai născut, vei duce doar păcate. Oricât prieteni strângi acum, de toți te vei desparte și singur te vei duce în plâns și în chinul fără moarte. Dragii mei, eu mă apropie de încheiere, dar n-aș vrea să vă pierd. Spunea fratele Mircea Rusu de la Voitinel că anul trecut l-a trimis Dumnezeu la un om. Cu adresă, i-a spus la cine, cum, numărul de casă. Se duce și îi spune, omule, am venit la tine să vorbim de cele sfinte, că tu numai astăzi te poți mântui. No. Și-a stat 4 ore de vorbă cu el. Și omul a zis, eu știu că trebuie să mă pocăiesc, să mă botez, că am păcate și numai Domnul Iisus le rezolvă și botezul e simbolul că îngrop omul vechi și ridici unul nou fără păcate. Măi, omule, tu numai astăzi poți mântui. Eu astăzi vorbesc cu frații și te botezăm. Ei, nu astăzi.
Și fratele iar a insistat că știu ce i-a zis Dumnezeu, măi, astăzi tu trebuie să te botezi. Astăzi nu. A doua zi la 7 a făcut infart și a murit. Vă întreb, n-a vrut Dumnezeu să-l mântuiască? Ba, da. A vrut, a trimis om acasă la el, dar a amânat. Știu alt caz, când s-a dus iară cineva într-o noapte la un bărbat, ăsta era bolnav și știu că trebuie să mă pocăiesc. Și s-a uitat către nevasta și nevasta s-a zis, nu acum. Și l-a zis, nu acum. A murit spre dimineață și dimineața a dus nevasta la păstor și a zis, vai, tătă viața, nu mă iert, că eu nu l-am lăsat azi noapte. Dragii mei, ce vă împiedică? Nu sunteți lămuriți? Știu un caz din Berbeș, Maramureș. Spunea fratele Ionică Vlașin, că în timp ce predica fratele Moise Lucaș la Ambon, despre Balam, omul care are vedenii cu ochii deschiși. Zice, măi, și eu am vedenii, dar cu ochii închiși când mă rog. Cum o fi cu ochii deschiși vedenia? Mai interesant. Și în timp ce mă gândeam, văd în dreapta predicatului un înger, în stânga predicatului alt înger. Și ce ăsta ce stea pe partea bărbatului, avea mână o suliță, s-a întins așa ca o undiță și ajunge la frunte la omul care stă la treilea rând și deschide așa cutia craniană și văd un cheac de sânge acolo la creier, în vârful suliței sau undiței, o fost cum vreți, apare un pansament la înger, se sucativează, văd creierul curat, sunt unii cutiuța înapoi și dispare vedenia. Asta o știu de la unde, de la prima mână. Și la urmă merge la păstor și întreabă, cine e bărbatul ăla care stă acolo? Și un om din lume care a început să vină la biserică, e tare bolnav, îl doare capul, nu știu ce are. Și fratele îi spune, din seara asta nu o să-l mai doară, că a fost un înger și l-a vindecat. Glorie Domnului! Și trece după vreo, nu știu cât, un an, doi, asta nu mai țin minte, pe acolo și întreabă, unde e omul ăla din al treilea rând că l-a vindecat Dumnezeu? Și nu mai vine la adunare. Cum? Vindecat de Dumnezeu și nu mai vine. Dar de ce nu mai vine? Are o nevastă unguroaică și o zic că dacă se botează, ea se despărte de el și o zic că nu-și lasă nevastă. Doamne, dar cât am mai stat cu nevastă? Dacă moare, ce face nevastă? Că nu-l îngroapă. Și-o renunțat la Dumnezeu că nu vrea nevastă. Altul, cum v-am spus, pentru o gură de băutură, altul că el e cineva. Și a fost om mare. Dar când a murit, tot mare a fi. Fratele Șoane de la noi, socrul Ilie Zdremțan, băieții știu, am la Cluj un cumnat care e ceva grad mare în armată și după ce fratele s-a pocăit, și la cumnatul lui, măi, tu nu crezi, tu nu vrei să te pocăiești? Băi, dar eu am fost general, nu știu ce-a fost. Dar am zis, când te îngropăm, să spunem gradele pe umăr. Păi, m-am îngropat și ajută la ceva în groapă gradele. Ajută? Nu, ajută așa numai. Dragii mei, n-ajută la nimeni nimic, numai Sfânta Pocăință. Amin. Așa spunea Petru. Auziți, zice, încă nu a venit focul. Domnul nu întârzie împlinirea făgăduinței lui, că aduce o lume nouă, că le-a promis la toți sfinții până acum. Dar are un de lungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară și tot să vină la pocăință. Vă place cuvântul ăsta, pocăință? Mă, aș zice că nu e așa plăcut, e ca asculta, doctorul meu, ești tare bolnav, trebuie să te operezi. Dar decât să mori, așa e că mai bine te lași operat. Nu, cam așa e cu pocăința. O-s, Domnul Iisus, că nu sănătoși au nevoie de doctor, nu? Bolnavi. Și cine are nevoie de pocăință? Păcătoși. Nu trebuie să te pocăiești numai pe cât ai fost de prăpădit. Dacă ai fost mai tare prăpădit, trebuie să te pocăiești mai tare. Dacă ai fost așa tare prăpădit, te pocăiești mai numai pe măsura păcatelor tale. Că nu trebuie să mărturisești ce n-ai făcut, ce-au făcut alții, numai ce ai făcut tu, așa-i? Aleluia! Trebuie să-ți pară rău numai de scandalul tău, nu de curviile tale, dacă nu le ai. Dar fără pocăință, nu-i iertare. Dar de ce? Păi trebuie să-ți pară rău, să vrei să nu mai faci și să fii conștient că pentru păcatele tale Dumnezeu nu iartă așa de pomană, hai treacă, meargă. Dumnezeu a iertat pe baza sângelui jertfii Domnului Iisus Hristos. Iată să ne întâlnim cu El, să avem un moment în care spunem, Doamne, sunt un păcătos.
Când mergeți acasă, dragii mei, vă rog, nu fac presiune, ai spun cine se pocăiește, acum mâna sus, veniți în față să ne numărăm. Nu, toamna se numără, cum se spune cu Boc, și nu acum, să vă conving și gata, și mâine merg la popa și vă spune altfel, nu așa. Duceți-vă acasă, ascultați-mă bine, e vorba de sufletul dumneavoastră. Pune-mi pe genul și spune Dumnezeule, ce spui despre mine, sunt salvat sau pierdut dacă se gata lumea asta? Ajung pe lumea viitoare. Doamne, uite, astea sunt păcatele mele, Doamne, mă ierți? Doamne, ajută-mă! Vreau să scap, Doamne, vreau să fiu o femeie bună, vreau să ajung în împărăția Ta, Doamne. La fodora sălașului, într-o duminică dimineața, văd frații în adunare o femeie, uite, acum a ajuns asta la biserică, asta a fost tare împotrivitoare. Și predica fratele Florin Pantelea și proroc, Domnul spune, ascultă tu, femeie, care n-ai liniște noaptea în somn și te trezești de nenumărate ori. Domnul vrea să te ierte, să-ți dea pace și să te mântuiască și fericire eternă. Ea s-a simțit că e vizată și a găsit așa în genunchi acolo între bănci sau între scaune ce-a fost. Și la urmă a întrebat, a mea a fost predica, iar nu știu că e prorocie. Și fratele zice, a ta a fost. Atunci botezați-mă azi, că vreau la noapte să mă hodinesc, cum zice românul, mai bine. Măi, Dumnezeu vrea să te hodinești și când mori. Și apoi să te scoli în fericire, fără să te mă obosești vreodată. Și frate, zice, nu te botezăm acum, trebuie să vii, să citești, să lămurești, să nu facem așa în pripă, să știi dacă să vedem dacă ești hotărât. Și au zis, bine, eu vă ascult, dar dacă și la noapte mă mai chinui în pat, mâine dimineață-s pe capul vostru, eu vă scot. Așa n-am somn. A doua zi a vizitat o frate și a spus, nu, doamnă sau soră, de acum, cum ai dormit? Îți dragii mei, după ce m-a rugat, am dormit ca și copilul mic scaldat. Dumnezeu vrea să-ți dea pace. Mărire Lui. Când se termine lumea asta, să te transfere dincolo. Nu contează că aici nu ești tare prețuit, cum zice poetul. Cei ce în ochii dumitale nu făceau două parale, vor ateriza în Urale, la altitudini siderale, Marte, Venus, Jupiter. Cei disprețuiți pe cale de alte pături sociale, vor ateriza pe astre. Aleluia. Aceasta e promisiunea făcută de Duhul Sfânt. Aleluia. Pentru cei de pe pământ care au iubit rugăciunea și au slăvit înțelepciunea difuzată prin cuvânt. Aleluia. Zborul acesta ia ființă, se face cu putință, în viața de creștin, însă numai prin credință și prin sfântă pocăință succedăm acest destin. Aleluia! Mă, nu știu când mai vin la voi, că e departe și a fost des, acum nu de mult, gata, nu mai vine de la voi. Dar rai, ne întâlnim? Amin! Voi să mă căutați sau eu pe voi, eu m-am ajuns să mă cunoașteți voi pe mine, știi că ai fost la noi și ne-ai spus că lumea veche, lumea de acum și lumea viitoare. Am ajuns și noi în lumea viitoare. Aleluia! Și povestim noi acolo mai mult, bine? Aleluia. Cum a zis unul către altul, băi, dar n-ai venit la mine în vizită. Ba să fim pocăiți că-ți fac în rai o vizită de 1000 de ani. Cum avea vreme acolo. Și ne-am bucura, n-am mai plânge nimeni, n-am mai fi moarte, n-am mai fi diavol, nu te mai ispitește nimeni. Măi, siliți-vă, măi. Așa aș vrea, eu vorbă la Bihoreni, știți ce înseamnă amburda. Adică răsturnași, ei în adorare spuneau, Doamne, burdă în rai! Adică ei și ce dă, Doamne, cu ei în rai! Așa v-aș duce și eu, dar fiecare trebuie pentru sine să se pocăiască. Dumnezeu vă iubește pe oricare și pe copii de la balcon. Măi, copii, dacă vine Domnul la noapte, voi sunteți cuminți? Măi, să nu vă culcați, nu spuneți ce ați păcătuit, ați auzit? Dacă azi ați mințit și vine Domnul și la noapte să se întâmple ceva, dau rușii cu vreo bombă să supără pe noi și suntem răi, pierzarea noastră. Dar dacă adormim pocăiți, ne scolă Domnul în ziua aceea. Mărire Lui! Mă opresc aici, dar vă doresc, dar Dumnezeu vă dorește mai mult. Așa am citit că Dumnezeu dorește ca niciunul să nu moară. Ai auzit? Ai auzit, Doamne, ai auzit? Omule, Dumnezeu dorește să te ducă în lumea nouă, nu vrei? Aleluia! Asta o să fie părerea de rău dincolo, că puteai să fii și tu. Și nu știu ce mofturi și păcate nu ți-au lăsat. Ăsta e altul. Și că vor vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov la masă. La Esau m-am gândit de multe ori. O să se uite acolo și să spună, uite, ăla-i bunicul, ăla-i tata,
Allora altri frati mi chiamano și eu afară. De ce? Dumnezeu are loc pentru noi acolo. Slavă Lui! Dumnezeu să se îndure de noi. Amin! Și să ne ajute cu toată inima să ne luptăm. Amin. Să ajungem în lumea viitoare. Amin! Domnul Iisus!